Când i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba lui Zaharia, preotul tatălui Ioan Botezătorul, el binecuvânta pe Dumnezeu și între altele a zis, plin de Duhul Sfânt, binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, slăvit să fie Domnul. Și fie ca toți care suntem astăzi aici să avem parte de mântuirea Lui. Dacă v-aș întreba în mod independent pe fiecare, începând cu copiii, direct, concret, ești mântuit? Și la fiecare care răspunde da, să-i pun a doua întrebare. Și ce înseamnă asta? Cu ce te-ai ales? Dacă vă interesează subiectul, haideți să rămânem puțin la prorocia lui Zaharia, rostit în Luca 1, scrisă de la versetul 68 în continuare până la 79. Și mai întâi să ne uităm, citind versetul 79, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii și să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Vă rog să vă imaginați, dragii mei, realitatea acestui pământ. A creat Dumnezeu o grădină frumoasă undeva în centrul pământului. A pus acolo doi oameni, fericiți, cum zice poetul Ioanit, că parcă-ți vine să regresi, că nu i-ar fost atunci în lume nici cronicari și nici poeți. Să ne spună mai multe. Nici fotografi și nici albume. În prima nuntă în lume, iată, era frumos înconjurată, atâta slavă și minune că Dumnezeu strigă deodată, da, toate sunt foarte bune. Numai că s-au dus și mirii și grădina de atunci în 6.000 de ani. Și au fost înșelași cei doi. Imaginați-vă, apropo de contextul pandemiei noastre, au fost virusați. A intrat germenile morții în ei, s-au degradat imediat, le-a pierit sclipirea și au venit alții. La rând, oameni, mulți, uriași unii dintre ei. Toți au fost virusați și zăceau în întuneric și umbra morții. Adică moartea s-apropia și făcea o umbră mare peste ei. Și cum scrind Evrei 2, că de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și diavolul jubila și defila peste tot și când a fost întrebat la o ședință în cer, de unde vii? Racutrearea pământului, cum e descris în Apocalipsa 12, acela care înșală întreaga lume. Asta era condiția umană. Și au fost oameni deosebiți, dar și ei au spus, eu mă duc pe calea pe care merge toată lumea. N-a făcut nimeni excepție. Și în acest întuneric a prorocit Zaharia și a zis, ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Se vedeau zorii unei dimineți a mântuirii. Da, trebuia plătit un preț. Și s-a spus aici în versetul 68, Domnul a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Nu se putea așa. Simplu. Mântuirea, dragi copii, a costat mulți bani, zis așa pe înțelesul nostru. Scrie în 1 Petru, capitolul 1, vă citesc de la versetul 18, că știți că nu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniți la părinții voștri și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, slăvit să fie Domnul. Da. Sângele acestui miel deja pulsa acolo în bebelașul acela care avea deja câteva luni. Un sânge într-o ființă plăsmuită de la Duhul Sfânt
care nu era alterat ca sângele nostru. Dacă i-ar fi făcut analize, nu știu ce ar fi dat probele de laborator. Era ceva nou. Păi mai mult spune Scriptura aici, nu numai că am fost răscumpărați, am citit versetul 77, să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Trebuia plătit prețul ca să fim iertați. Copii, așa vine mie să mă adresez și lor în dimineața asta. Știți că aveți și voi destule păcate ca să fiți condamnați la moarte și că zaceți în umbra morții? Tineri și cei mai cuminți și fata cea mai gingașă și mai cuminte care au crescut în vreo familie. Și asta are nevoie de iertarea păcatelor. Și toți avem nevoie, mai mult sau mai puțin, că unul a datorat 10.000, că altul 500, că altul 50, cum spune Domnul în pildele sale. Dar toți erau virusați de păcat. Și zice, în Evrei, nu mai insist, zice, era cu neputință ca sângele taurului și a țapilor să spele păcatele. Cum adică numai cât un berbece valorăm noi, cât un taure? Dar a venit Fiul lui Dumnezeu ca să ne aducă iertare și răscumpărare. Ce fenomene extraordinare în lumea spirituală. Să ne imaginăm noi ce înseamnă o astfel de stare. Imaginați-vă demonizatul acela din Gadara. Nimeni nu putea să-l țină, mâna diavolul, nu putea să tăia cu pietre, nu putea să tăia îmbrăcat în haine, era chinuit. Alții sunt mult mai liberi, nu? Dar când se enervează și se supără și se urăsc, cine-i chinuie? Nu ca pe ăla, numai ca pe noi. Dar tot puterea vrăjmașului era. Și când a venit Domnul, demonii au strigat, ce, ai venit să ne chinuiești? Le-a poruncit să iasă afară, mulți demoni au încăput în el. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit cu autoritatea mântuirii. Sau să ne imaginăm câți bolnavi a vindecat Domnul, sau cum spune un poet, medicul divin din slavă, văzând omul ajuns sepavă, l-a băgat sub tratament, administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt. Terapia aplicată i-a tămăduit îndată transcendența agravată și acum se simte bine. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, mântuire înseamnă în primul rând salvare din moarte, din păcat și din mâna diavolului. Mai ceva decât eliberarea din mâna lui Faraon, din cuptorul de foc al Egiptului. Și acest mântuitor se numește Hristos Domnul. În al doilea rând, vă rog să observați ceva legat de mântuirea aceasta puternică. Scrie în versul 70, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost în vechime. Mântuire în casa robului său David. Mântuirea a fost asigurată în planul lui Dumnezeu și s-a spus dinainte ce va face, cum va fi. Când a prorocit bătrânul Iacov sprijinindu-se pe marginea patului, când a ajuns la Iuda, a zis, toiagul de cârmuire, de aici va fi. Când s-a uitat Dumnezeu pe totul Israelul și a păstrat linia aceea prin Iuda, la David și a prorocit din nou și din nou. Și Dumnezeu a spus că va fi la Betlehem și ce se va întâmpla. Astea toate sunt dovezi că mântuirea asta e puternică. Deși Dumnezeu a ținut în taină anumite lucruri, a ieșit în față și a spus cu îndrăzneală, chiar și șarpelui când a amăgit pe primii oameni, să știi că sămânța femeii ați va zdrobi capul. Nu s-a temut Dumnezeu să afirme, și toți prorocii au prorocit la fel și scrie în 1 Petru capitolul 1 că au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Vedeți, când e vorba să eliberezi pe cineva, evrei, de exemplu, se pricep la asta. S-a întâmplat prin anii 70 și ceva, au luat ostatici vreo 100 de evrei pe un aeroport în Nairobi, Kenya. Și s-au dus evrei noaptea repede, au mascat cu avioane
și au salvat de acolo operațiuni secrete. Dar nu cumva să fie depistat și să fie dejucată operațiunea lor. Sau când au luat iranienii ostateci la ambasada americană și s-a schimbat regimul Shahului, a venit Ayatollah. În vremea președintelui Jimmy Carter a avut o operațiune și s-a soldat cu eșec. Ceva cu avioanele în zbor, cu alimentare, au și pierdut alegerile atunci, președintele, că nu a reușit să-i salveze, deși a fi fost secret. Dumnezeu atât de sigur că le-a spus înainte, vin și îl scap creatura, salvez omul, mărit să fie Domnul. Când au vrut aliații să debarce în Normandia, care vă place istoria, au făcut niște camuflaje în Scoția și au crezut nemții că vor deborca în Scandinavia. Apoi au debarcat din coace, nu cumva să se afle și să nu le reușească operația. Dumnezeu însă a fost sigur pe ce face. El zice și se face și ce poruncește e a ființă. Apoi dacă s-au împlinit lucrurile până la prima venire, tot ce ne-a promis până în capăt se va împlini cu aceeași putere. Scrie în Apocalipsa 21 că doar atunci se finalizează lucrarea mântuirii. Vă citesc de la versetul 5. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate, lăudat să fie Domnul. Vă mai prezint tot în ce privește siguranța acestei mântuiri ce scrie în Daniel capitolul 7 și vă rog să vă puneți în postura prorocului. Scrie aici de la versetul 3 că au început să iasă 4 fiare, una asemăna cu un leu, aripi de vultur, a doua cu un urs, a treia cu un pardos, cu 4 aripi, ce mamifer ciudat, ieși ca pasăre, a cincea, nespus de grozav de înspăimântătoare și la asta iese un corn în frunte și își bate joc de Dumnezeu prin cuvinte. Și dacă s-ar fi întrerupt totul aici, ai fi zis, băi, e mai mare, Dumnezeu pierde controlul, crește puterea diavolului. Și ce frumos, zice versetul 9, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile, o sezut jos, un râu de foc urja dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujeau, s-au deschis cărți, s-au început judecata și s-a schimbat scena. Că nu fiarele și diavolul vor domina scena și Dumnezeu cu autoritatea Lui. Cum scrie în Psalmul 2, că se răscoală și zic să le rupem legăturile. Și scrie acolo că Dumnezeu șade în cer și râde. Nu le vine ceasul. Dumnezeu și-a prevestit mântuirea care în plan să o ducă la îndeplinire. El este Alfa și Omega. Ce și-a propus duce la bun sfârșit. Și ca să vedem cât e de sigură, o desfășoară într-un orar. O zis, pe atunci, la împlinirea vremii, a venit Fiul. Și ara asta pe atunci o fac. N-are întârzieri de termene care oamenii, măi, nu m-am descurcat pe atunci, dar încercăm să facem ceva după aceea. Nu, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, scrie în Petru cum cred unii. Așteaptă numai să ne pocăim. Nu că n-ar putea să le așeze astăzi. Dar poate vor vrea Domnul să se mai mântuiască Domnul unii astăzi. Și de-aia amânat, să zicem, până mâine. Domnul știe când este ziua, când se va striga că mântuirea este a Dumnezeu nostru, a Hristosului Său, slăvit să fie Domnul. Mai departe, un alt aspect despre această mântuire puternică, un corp puternic, ceea ce înseamnă o forță dumnezeiască. În Scriptura aici, în versetul 72, astfel își arată îndurarea față de părinții noștri, aduce aminte de legământul lui cel sfânt, ceva interesant aici. Potrivit jurământului prin care se juraseră părintele nostru Avram, diavolul vine cu îndoieli. Da, Dumnezeu e puternic, poate să facă, dar sunt prins și eu în schema asta? E și pentru mine sigură? Știți, exemplul lui Avram este potrivit pentru ideea asta. I-a spus Dumnezeu, uite, ție îți dau țara asta. Uite semințele tale. Și zice el, Doamne, ce-mi dai? Am început a bătrâni. Rămâne la Eliezer din Damasc, Geneza 15. Nu, nu!
Iar s-o fi înțeles cu Sara pe acasă, că a trecut cu ani, nu? Sara zice, măi, auzi, ție ți-o promis, nu mie. Dacă faci un copil cu Agar, e a tău și s-a împlinit. Și n-a ieșit bine din asta. Iar vine Dumnezeu și spune, auzi, schimbă numele la nevastă ta, hai să te ajut să fii mai ușor să crezi. Să nu mi-ai spui, Sarai, prințesa mea înseamnă. Să-i spui, Sara, prințesa mulțimii. Bă, ce mulțime că n-are unul? Lasă că îi dau copii și va fi urmaș și se vor naște împărați. Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Și scrie la Evrei, capitolul 6, că avea Avram două semnături. Evrei 6, vă citesc de la versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, prima, promisiunea, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta, îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Versul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, repet, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, care știe două lucruri? Făgăduința și jurământul. Pentru ca să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduia lui Melchisedec, binecuvântat să fie Domnul. Ne-a promis. Da, unde ne-a promis? Unde i-a promis fratelui, sorii? La Avram știm că i-a promis. Ne-a promis și nouă. Ne-a promis în dragostea lui că oricine crede în el, și a spus Domnul Iisus, oricine vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Că nu se putea Dumnezeu în dragostea lui cea mare să nu se îndure de fiecare dintre noi. A zis Dumnezeu la Ninive, măi Iona, mie mi-e milă și de vite, mă. Da, de oameni. O, binecuvântat să fie Domnul, pentru îndurările sale minunate, slăvit să fie în veci. Da, avem și situații în care Domnul ne-a făcut anumite făgăduințe prin profeție. În primul rând avem cele din Scriptură, alteori prin vise. Îmi spunea mama mea și am înregistrat-o, am filmat-o zilele trecute. E și ea în vârstă acum, 84 de ani, tata 86, și s-a visat într-o noapte că era un întuneric best așa într-o parte și oamenii erau goniți așa cu mulțimea și a apărut un om și a luat pe câte unul și trecea de o parte în lumină, trecea de o parte în lumină. Și ea se gândea numai așa pe mine și a pus mâna pe mărul ei și pe tine te am în vedere. Să nu te temi, să nu-ți mai fie frică. Și cu așa bucurie, spunea ea, și am visat visul de două ori ca să-mi spună să nu fie frică că mă are în vedere și pe mine. Dacă este vreunul astăzi care se teme că nu i-a făcut Domnul promisiuni, Domnul astăzi să-l umple de credință și să fie încredințat și mici și mari că suntem în evidența lui Dumnezeu. Ne are în catalogul mântuirii Lui. Ne-a făgăduit și El nu poate să mintă. El își ține promisiunea. În Biblie sunt condamnați și pedepsiți oamenii care și-au călcat cuvântul. Noi Dumnezeu, cum scrie și în Tit, nu poate să mintă, slăvit să fie în veci. Încă ceva adaug de aici, de la mântuirea asta așa de binecuvântată. Spune Scriptura în versetul 71, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna celor ce ne urăsc. Versetul 74, ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri. Noi să știți că în lumea asta sunt chiar oameni care au ură mare pe pocăiți? Acum e democrație. S-a întâmplat în Polonia, undeva în al doilea război mondial.
Era un sat sau o localitate mixtă. Evrei și polonezi. Conviețuiseră de multă vreme acolo. Dacă nu au fost mutățile cu patul, cu pactul Ribbentrop-Molotov și apoi invadarea Poloniei, când au venit nemții, li s-a spus polonezul, puteți să-i omorâți pe evrei, oricum dacă nu o facem noi. În noaptea aia a fost un pogrom local, au omorât aproape pe toți evreii. Și unul care a scăpat a devenit scriitor și a zis, nu mi-am putut imagina oamenii care am conviețuit la o singură poruncă, la o singură schimbare de regim, să ne omoare pe atâția. De fapt, nu oamenii sunt atât de răi, diavolul este ei. M-a auzit frasurilor care a spus, băi, am auzit om din jur care mi-a spus, băi, dacă ar fi voie și mi-ar da pușcă, eu v-aș pușca eu, măi. Băi, dacă oamenii sunt în stare de așa ceva, mai cu seamă progresiști ăștia care vin acum, da, demonii, cum ne-ar linșa? Dar mântuire înseamnă că Dumnezeu ne va proteja și va veni vremea când va fi arestat și ultimul demon și moartea va fi nimicită, ultimul vrăjmaș, 1 Corinteni 15, aia va fi mântuirea finală. Este un verset frumos în Ezechiel, țin minte că odată v-am mai povestit despre versetul acela. Pe mine m-a încântat foarte mult. Scrie în Ezechiel 34, unde vorba de oi. Vedeți, oile sunt fără sprijin. Dar interesant că o lupoaică naște mai mulți pui, o oaie nu naște decât unul sau doi miei. Dar cum de oi există mai multe decât lupi? Au păstor și noi avem mântuitor. Și scrie aici versetul 34:25, voi încheia cu ele un legământ de pace, voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Aici nu e vorba de lei și de urși. Aici e vorba de toți dușmanii și de toți demonii. Și ele, oile Domnului, vor locui în liniște în pustie, vor putea dormi în mijlocul pădurilor, auzi. Nu mai trebuie să-ți cauți oaia pierdută, poți să doarmă în pădure, că n-a mai fi lup. Nici vreun câine, nici o hienă pe acolo. O, ce frumos va fi atunci! Nu mai vom avea o teamă! Puneau niște frați că s-au dus undeva în aer liber, sau undeva la niște cabane, au avut ceva. Și au zis, măi, eram noi acolo în toată stațiunea, n-a încuiat nimeni o ușă, măi, n-a încuiat nimeni o mașină, nu ți era teamă că te fură cineva, că n-ai ceva, au ceilalți. O viață fără dușmani, numai cu prieteni, dragoste din capăt în capăt. Asta e mântuirea care o va aduce Domnul. Mărire Domnului. Să nu mai ai tu teamă că te îmbolnăvești, nu virus, nu frământări, nu mai gândește cineva rău. Izbăvire de toți vrăjmașii, cum i-au văzut evrei morți pe egipteni, pe care s-au mai luat după ei acolo pe malurile Mării Roșii și i-au cântat biruitor că Domnul a aruncat în mare pe cal și pe călăreți, că mântuirea vine de la Domnul, slăvit să fie în veci. Și în ultimul rând ce vreau să vă spun legat de mântuirea asta, recapitulând tot ce am spus până aici, mântuire înseamnă salvare. Mântuirea a fost asigurată, prevestită. Mântuirea e foarte sigură, e legământ, e jurământ. Mântuirea e ceva absolut. Va fi o eliberare de tot ceea ce este rău, păcătos, dușmănie, de toate adversitățile. Și ne întrebăm, de ce o mântuire atât de mare, cum scrie în Evrei 2, scrie aici în textul nostru, versul 72, și arată îndurarea, versul 78, datorită mare îndurări a lui Dumnezeu. Totu-i har, dragii mei, cum zice în Roman 12:1, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sau cum spun Efesen și în Tit, nu că am avut noi vreun merit, a hotărât Dumnezeu să se îndure de noi. Ce merit a avut robul acela care a fost chemat și datora 10.000 de galbeni? Și eu zic, stăpânul, am avut milă de tine. Să nu uităm asta și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Să nu creadă cineva că El avea vreun merit în mântuirea asta. Să nu fie nimeni fariseu când vine la biserică să spună, Doamne, ăsta e păcătos, dar eu am postit de două ori pe săptămână, nu? Apoi dacă am postit, ne-a dat Domnul sănătate și ne-a sprijinit.
Dar s-ar putea chiar în ziua aceea de post noi să greșim, că jertfă fără cusuri este numai una a Fiului Dumnezeu. Mântuirea-i har și dacă cineva se crede, am întâlnit situații, spunea o beată soră, n-am putut să-l iert pe unul pentru ce mi-a făcut. Și mi-a îngăduit Dumnezeu să comit eu unul în păcat. Atâta mi-a dorit să mă ierte Dumnezeu. Și nu eram sigur dacă mă iartă. Și tot am plâns și m-a rugat. Și mi-a șoptit Dumnezeu, dar pe ăsta-l ierți? Păi, Doamne, de-aia mi-a îngăduit să păcătuiesc, ca să învăț eu ce valoare are iertarea. Îl iert, Doamne, nu mai discut. N-am nevoie să mai cer de iertare. Îl iert din oficiu. Numai să mă ierți tu pe mine. Da, să constatăm odată și încă o dată și de ori de câte ori este nevoie că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Cât ce simplu spunem noi rugăciune și ne iartă nouă greșelile noastre. Dar dacă ar vrea să nu ne iertă. Am întâlnit situații și am stat ca și slujitor în împăcarea unor familii și alții. Mă iartă, nu-l iert. Nu vreau să-l iert, altul zice, nu pot să-l iert. Dumnezeu și vrea și poate, nu obosește iertând, scrie în Isaia 55. Și îi mulțumim, slăvit să fie în veci, că s-a îndurat de noi. Și mai spun ceva acum. Asta e ce a făcut Dumnezeu până aici. Două lucruri care să le facem noi. Luca 1, versetul 74 și 75. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașului nostru, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Atenție! Trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Toată mântuirea e îndurare, e har, da, ne obligă. Zice în Tit, la capitolul 2, vă citesc cuvintele apostolului de la versetul 11. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și v-am amintit câteva lucruri din această mântuire. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vestul 14. S-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege. Gândurile alea de care nu scăpai. Viciul ăla care te chinuia. Și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râmnă pentru fapte bune. La o mântuire așa mare se cere sfințenie. De aceea, frați și surori, tineri, dragi copii, Dumnezeu te poate mântui cât ai bate în palme. Dar apoi tu să nu-ți mai permiți să gândești nici așa de scurt cât ai mai bate tu odată în palme. Și uneori așa ne târguim cu Dumnezeu și cu frații și cu părinții. Da, dar ce-i rău în asta? Dar ce-i asta? E păcat? Da, asta îmi place. Să ajungem iară în stăpânirea diavolului, după ce am primit o haină albă, să o mânjim din nou, la o așa mântuire, se cere o așa sfințire. Vreau să vă imaginați dacă am fi noi acceptați la o paradă regească, la un dineu oficial, o mireasă măcar dacă și-ar permite să se mânjească pe haină. Și totuși, uneori mi se pare că tratăm așa ușoratică problema mântuirii. A lăsat Dumnezeu conștiință în noi, a lăsat Duhul Sfânt, predici, vise, prorocii, să ne avertizeze. Nu vi se întâmplă așa când vă scăpați să vorbiți, sau nu m-aș auzit ceva, că cineva vorbește, așa mustrările de conștiință. Parcă așa ai fi vrut să nu se întâmple. Cineva și-a tăiat numai așa vârful unui deget. Și instant a zis, te-aș putea întoarce. A, s-a dus. Și-a de repede fuge o vorbă. Eu nu obișnuiesc să fac pauze de vorbire, dar m-a lăsat acum așa un moment de reculegere, cum se spune. Oare la ce sfârșit de an vom veni înaintea Domnului, Doamne? Tu ai spus că ne-ai mântuit să trăim în sfințenie în toate zilele. Oare a fost și zile în care ne-am trăit în sfințenie așa, când ne-am supărat că cine a ieșit la vot sau că cine ce s-a întâmplat? Doamne, Tu ne mântuiești pentru o veșnicie, dar ne cere aici să trăim în fiecare zi frumos și curat. Fie-ți milă de noi că n-am trăit uneori. Mulțumim Domnului că mântuirea asta presupune și un mijlocitor la dreapta. Și
Când am mai călcat așa cu stângul și am vorbit ce nu trebuie, să venim repede înaintea Lui. Îi spunem, Doamne, iartă-ne vorba asta, gândul acesta, ajută-ne să trăim frumos, în sfințenie, în toate zilele vieții noastre. Pentru ca nu cumva să ne pierdem mântuirea, să ne murdărim și păcatul, cine vrei 12, cum ne înfășoară așa, de lesne. Aflu dintr-o parte sau alta oameni care au trăit frumos, cum reușește diavolul să-i cucerească. Întâi cu chestii mărunte, o muzică, altă cântare, mai ușoară, lumească, un film, o vorbă, o prietenie, o plăcere. E un mare diplomat diavol. Oameni la care nu m-aș fi așteptat. S-aud cum i-a furat cel rău. Urmăriți în Scriptură câte texte ne spun să fim atenți, să ne împotrivim până la sânge, sau cum spune 2 Corinteni 7 cu 1, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne păzim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne ducem sfințirea până la capăt. Doamne, ajută! Și încă ceva legat de asta. Am citit aici. Ne va îngădui să-i slujim fără frică. Există o relație strânsă între sfințire și slujire. Dacă vrei să fii sfânt, trebuie și să slujești Domnului. A fi sfânt înseamnă a fi despărțit de păcat, dar înseamnă și a fi dedicat Domnului. Și eu cred că de aceea unii ajung să-și murdărească haina și unii chiar să-și piardă mântuirea pentru că nu slujesc Domnului. Ce înseamnă asta? Ce faceți voi aici, ce veniți și cântați, ce venim cu toții și ne închinăm, dar înseamnă mai mult decât atât. În fiecare zi să cânți, să te rogi acasă, să slujești, să mijlocești pentru alții, să te duci la bolnav, să faci tot ceea ce se poate să slujești Domnului. Da, avem serviciu, trebuie și să ne odihnim, trebuie să facem și cele necesare pentru administrarea, pentru gospodăria casei noastre. Dar suntem noi slujitori ai Domnului. Pentru asta e mântuirea. Și spune Scriptura în Apocalipsa 22, robii Lui vor sluji. Nu se poate să fii mântuit fără să vrei să slujești, să faci ceva pentru Domnul. Nu există sfinți pasivi care vin la adunare, stau cu minții în banca lor, dacă le place predica bine, dacă nu, comment or no comment, asta rămâne de văzut, dar asta e mântuirea. Un Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi ne așteaptă să trăim în sfințenie și să-i slujim. Am slujit anul acesta, a fost un an de slujire. Spunea scumpa mea acum, i-am zis eu dintotdeauna, într-o convorbire telefonică cu unul dintre băieți a înregistrat. Și dumneavoastră știți că a fost destul de prins în lucrare. I-a spus Domnul de la început că va trebui să nu se prețuiască pe ea. Și odată a zis către mine așa, ăsta ai fost bărbat bun, dar mai fugărit. Eu am fost foarte angrosit și du-te și acolo și acolo și asta și asta. Musafiri încoace în altă, într-o parte în altă. Și știți ce a zis la sfârșit și este înregistrat. Îmi pare rău că n-am slujit mai mult pe Domnul. Și plăcea să vină și la cor. Așa mi se pare că uneori mulțumim lui Dumnezeu, gata, că ne-am mântuit, suntem siguri. Dar mai este o bucată de drum, mai este un colț de ogorde semănat, îmi spunea un frate din Cluj, frate, n-am vrut să mai bag și eu în slujire. Și într-o noapte am visat un lan, aproape semănat tot, se cerea tot. Și zice, agricultori obosiți și făceau semn cu mâini, hai ajută-ne, numai colțul ăsta mai e de semănat, suntem obosiți. De noi vrea să se folosească Dumnezeu acum. În acest sfârșit de veac, în acest colț de ogor, când oamenii nu înțeleg mântuirea și lumea asta se va pierde în curând, se va trage cortina și vor rămâne în întuneric și peste noi a răsărit soarele de la înălțime. Ne-a iertat păcatele, ne-a dus la viață, ne-a asigurat că ne mântuiește. Vom fi fără dușmani pentru vecii vecilor, dar acum aici
în bucățica asta, poate o zi sau două sau nouă, un an sau mai mult, Domnul știe. În fiecare zi să trăiești în sfințenie. Și în fiecare zi se întreb, Doamne, eu am vorba asta, unii mă întreba, ce faci, frate Iosif? Zic, muncitor cu ziua. Cum adică, frate? Unul chiar a crezut că-i... Ce vreau să spun? Zic, dacă mai îmi dă Domnul o zi, vreau să fac ceva. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. O zi, dacă-ți mai dă, să-i cânți. Asta e slujirea ta. Să te audă și mama cântând pe acasă, să te audă și îngeri în cer. O zi, dacă mai este, poate că poți să postești în ziua aceea pentru câteva cauze. Sunt atâtea nevoi. O, fie ca harul Domnului să se arate peste noi. Și dacă am priceput mântuirea aceasta, să trăim în sfințenie și să slujim Domnului, că nu-i mult. Și Domnul vine și ne strămut în sfântă împărăția Lui. Amin.